Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. La mulți ani tuturor celor cu care nu ne-am văzut de la emisiunea de la ora 11:30. Este pentru prima dată când ne vedem în 2024 și vă urez să aveți un an extraordinar. Dacă veți căuta pe pagina noastră de Facebook ori pe cea de YouTube, veți găsi și emisiunea cu astrologul Adrian Chelariu, cea de la ora 11:30, acolo unde povestea dumnealui faptul că vom avea un an extrem de interesant și de dinamic, cu multe provocări, cu multe oportunități. Așadar, dați un search acolo și ascultați emisiunea pentru că merită. Este un invitat permanent, un colaborator activ al emisiunii Bezei Live, cum de altfel și invitata de acum este la fel o colaboratoare pe care o avem deja de multă vreme și cu care ne întâlnim periodic aici la emisiune pentru a ne spune ce se mai întâmplă, la ce să fim atenți. Asta va face și azi, la început de an, vom afla care sunt previziunile dumneaei cu privire la 2024. Stăm de vorbă cu doamna Maria Gheorghiu. Bună ziua și la mulți ani! Bună ziua și la mulți ani! Ne vedem pentru prima oară în anul acesta. Exact! Și sunt fericită că m-ați invitat și anul acesta. Sunt chiar foarte fericită. Aș vrea să spun la mulți ani tuturor celor care ne urmăresc și nu numai. Și aș mai vrea, Roxana, să spun la mulți ani și Crăciun fericit credincioșilor care sărbătoresc Crăciunul. Astăzi este a doua zi și aș vrea să le spun din toată inima Crăciun fericit. Ei sărbătoresc Crăciunul după calendarul iulian. Iar pe 13-14 ianuarie este Revelionul și pe 19 Boboteaza. Deci din inimă aș vrea să le doresc Crăciun fericit și să fie sănătoși și fericiți și să nu aibă niciun regret pentru că ei sunt altfel. Că sărbătoresc Crăciunul, nașterea Domnului pe stil vechi, nu e absolut nicio problemă. Tot la fel îl iubesc pe Hristos și pe Maica Domnului și ne alăturăm și noi lor cu toată iubirea și cu toată dragostea. De fapt, eu, Roxana, să știi că nu o scot bradul din casă până nu trec și sărbătorile pe stil vechi. Crăciunul. Serios? Serios, da. Și apropo adică de brad... Un fel de respect pentru ceilalți semeni ai noștri care sărbătoresc pe stil vechi. Cum ați sărbătorit Crăciunul? Cum a fost de sărbători? Doamne, ce frumos a fost! A fost minunat, divin de frumos, în sensul că ne-a chemat părintele la Sfânta Biserică să împodobim bradul. Au fost slujbe foarte frumoase, fiecare zi colinde, apoi de Revelion seara de 31 la biserica aici, unde am mers eu la Sfântul Dimitrie, zboritorul de mir. La ora 18 ne-a adunat părintele să facem o rugăciune de mulțumire pentru întreg anul 2023. Iar la urmă, fiecare dintre noi cei prezenți acolo, care am adus câte ceva, șampanie, prăjituri, cozonac, am servit un pahar cu șampanie, am ciocnit cu părintele și noi toți acolo un pahar cu șampanie și am gustat câte ceva. A fost foarte frumos, minunat de frumos. M-am simțit minunat. Vorbeam la început, înainte de a intra în direct, despre faptul că, uitați, acum avem zăpadă, a venit și a intrat iarna în drepturi, practic. Și trăim ce ar fi trebuit să fi trăit de Crăciunul nostru, nu cel pe stil vechi. Și mi-a spus că ați avut câteva critici la un moment dat. Da, am primit câteva mesaje, precum că am scris că de Crăciun trebuia să avem zăpadă din plin. Da, aș vrea să aduc aici o lămurire. Am fost de Crăciunul nostru zăpadă, a fost pe Valea Prahovei, în Vânca, și eu un articol nu am scris că va fi zăpadă în toată țara. Dar ceea ce mi s-a arătat mie, mi s-a arătat un cimitir în care o coroniță din brad, frumos împodobită ca de Crăciun, era căzută de pe cruce, era pe mormânt și era cu fața în jos. Dacă atunci, de-aia, Roxana, mă feresc eu să tâlcuiesc ceea ce mi se arată, dacă atunci am crezut că al nostru Crăciun Sfânt din 25 decembrie va fi cu zăpadă datorită acelei coronițe care o vedeam jos, de fapt, acum îmi dau seama că acea coroniță fiind jos și cu fața în jos arăta că
Sfânta Cruce de la mormânt a fost despodobită și dată pe mormânt coronița. Asta însemna că vom avea o iarnă cu zăpadă după Crăciunul nostru. Ceea ce se și întâmplă acum, așa, și de ce să nu spune și acum este Crăciun, este a doua zi de Crăciun, peste vechi. Deci nu am scris nimic greșit, nu am scris nimic de la mine, dar m-am grăbit ca întotdeauna și am spus că nu mai fac, să cumpuiesc eu să spun că va fi de Crăciun. Nu, a fost de Crăciun, așa cum am scris și în articol, în anumite părți din România, în special la munte, a fost zăpadă, dar acum este a doua zi de Crăciun, peste vechi și iată că avem zăpadă. Ceea ce am scris eu atunci, ceea ce am greșit, e că am văzut coronița aceea, am crezut că a dat pământul jos. Nu. Dumnezeu mi-a arătat că, de fapt, după Crăciun, că acea coroniță nu mai era valabilă acolo, la Sfânta Cruce. Dar cred că de multe ori se întâmplă să fie tot felul de simboluri în aceste mesaje, în aceste viziuni, pe care să nu reușiți să le destrușiți chiar din prima, nu? Nici nu încerc, Roxana, întotdeauna. Deci, de acum am să fiu și mai prevăzătoare. Pentru că numai Dumnezeu știe să le că dânsul mi-l arată, Dumnezeu mi-l arată, să le tâlcuiască. Eu sunt om ca toți oamenii, nu pot, nu știu să le tâlcuiesc corect. Și uite, mai greșesc din când în când. Dar asta nu înseamnă că am făcut o mare borovață. Nu, iată, dragilor, avem zăpadă și e tot Crăciun. E a doua zi de Crăciun pe stil vechi și avem zăpadă din plină în toată țara. Și trebuie să mulțumim lui Dumnezeu și Maicii Domnului. Da, deci mesajele care sunt cu exactitate, care mi se arată și mi se spune cu exactitate, mi se arată persoana, mi se arată locul, da, acelea nu au cum să dea greș, pentru că așa mi se arată. Dar dacă ele sunt cu tâlc, și încerc eu să le dezvolt, uite că mai și greșesc. Da, e important este să se găsească înțelegere, că până la urmă contează media atunci când se trage linie la ceva, să se vadă. Băi, a avut dreptate în multe privințe, nu? Absolut, dar și acum pot să spun, nu că am avut dreptate. Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu și Maicii Domnului că ne-a dat așa cum semnifica acea coroniță după trecerea de munte. Și avem zăpadă. Și înțeleg că o să avem zăpadă anul acesta din plin, cel puțin cât durează iarna, nu? Pentru că așa a început și ziua pentru dumneavoastră cu un articol. Primul este chiar așa, s-a adeverit, zăpada a venit în aproape toată țara. Ne vom sătura de ea în 2024. Da, acest articol, Roxana, l-am scris în 25 noiembrie 2023 pentru că așa mi se arătase și nu am încercat să tot mai mult. Și era un mesaj care spunea gata de acum, așa o să mergem sub condițiile albe. Asta înseamnă că dacă iarna a început, o să ne țină mult timp. Și vedeam străzi pline cu zăpadă, vedeam animăluțe în zăpadă, deci a mai durat puțin, deci să spunem o lună și vreo 10 zile a mai durat până să se adeverească, că gata, de acum așa vom merge sub condițiile albe. Uite ce cuvinte! Deci nu spune sub condiții de iarnă. Zice, gata, de acum așa o să mergem sub condițiile albe. Și mi s-a arătat zăpadă peste tot, multă, multă, multă. Deci sunt alte cuvinte la Dumnezeu. Altfel. Știm și din experiența anilor trecut că zăpada în abundență mai produce și pagube uneori. S-ar putea prevedea un astfel de pericol? Roxana, am scris ceea ce se întâmplă acum, am înțeles, în Germania și în Italia. Am un articol în care spuneam că vedeam munții de zăpadă care se topeau brusc și de acolo erau inundații foarte, foarte grave, devastatoare, tot așa prin noiembrie, cred că am scris, noiembrie la început de decembrie. Deci vedeam munți de zăpadă care și un soare foarte arzător care topea și s-au produs inundații. Știi ce se întâmplă și acum în Germania și în Italia? Deci am scris despre acest lucru, nu știam locul, dar am scris ceea ce urma să se întâmple. Mulți oameni, din cei care ne urmăresc, vor crede că o spun asta spre laudă. Nu, scriu de atâția ani și de atâția ani ne cunoaștem și de mai mulți ani am apărut la TV și întotdeauna ceea ce am spus s-a întâmplat așa cum mi-a arătat mie Duhul Sfânt, știi? Pentru că nu scadă nimic de la mine. Mi-e teamă, mi-e frică că mă pedepsește Dumnezeu și Maica Domnului dacă spun ceva de la mine.
În weekendul ce a trecut am avut două sărbători foarte mari, două sărbători extrem de importante, botezul Domnului și soborul Sfântului Ioan. Ați avut un articol în care ați scris despre aghiazma mare, cum se ia aceasta, cât este de importantă ea. Bineînțeles, sunt preoții cei care ne vorbesc despre aceste lucruri, dar îndrăznesc să vă întreb și pe dumneavoastră, pentru că știu că vă urmărește multă lume și nu sunteți străină de rânduiala bisericii, pentru că mereu sunteți acolo în casa Domnului. Așa este. Ce ați îndemnat pe cititori? I-am îndemnat pe cititori să meargă la Sfânta Biserică, să ia aghiazmă mare și să bea fiecare dimineață pe nemâncate timp de 9 zile. Dar nu numai asta, le-am dat chiar un exemplu în ceea ce ne dovedește că aghiazmă mare chiar ne ajută. Vreau să spun că atunci când credem cu toată ființa noastră că Sfânta Aghiazmă Mare ne ajută, ne ajută atât în necazurile pe care le avem, în bolile pe care le avem, dar asta nu înseamnă că renunțăm la medici, nu. Deci mergem și la medici și avem grijă și luăm și aghiazmă mare. Cine crede cu adevărat în aghiazmă mare, aceasta nu se strică niciodată și chiar ne este cu folos. Spuneam acolo, reluam un articol în care atunci când noi ne-am mutat de la bloc la casă, Dumnezeu să o ierte pe mama soacră, deci ea nu primea preotul deloc în casă și la un moment dat s-a trezit cu preotul în casă și era de bobotează și s-a ascuns într-o altă cameră. Deci așa era ea, deci nu aveam cum să o lămuresc la vârsta de 80 de ani că trebuie altfel să fie, nu? Părintele a venit, a dat cu aghiazmă și în camera în care stătea ea, a dat și la mine și în camera unde dormeam noi și i-am pregătit, am dat un pahar să pun aghiazmă și în camera unde dormea soacra mea și în camera la mine. Și atunci părintele a lăsat Sfânta Aghiazmă Mare și la soacra mea și la mine. Când vine soacra mea, m-a observat paharul pe masă, eu bineînțeles îl aveam în camera noastră. Și a doua zi vine mama soacră și spune, ia-ți apa asta de aici. Și vreau să spun că cu adevărat ceea ce spunea ea acum, chiar că era o apă foarte urât mirositoare, precum miroase apa aceea sulfuroasă, iar apa din paharul meu era rece ca de izvor, era Sfânta Aghiazmă. Cum explic aceasta? Soacra mea niciodată, Dumnezeu să o odihnească în pace, ea nu mergea la Sfânta Biserică. Mereu spunea că n-a omorât pe nimeni, n-a făcut niciun rău nimănui și n-are ce căuta nici popa în casă, nici să meargă la biserică. Deci, automat că ea nu credea în Sfânta Aghiazmă Mare și atunci Sfânta Aghiazmă Mare, care a lăsat-o părintele, bineînțeles, ea necrezând în puterea ei s-a stricat, s-a făcut lucrurile. Iar cea care era în paharul meu din camera noastră era rece ca apa de izvor și era bună și vindecătoare. De asta aș vrea să amintesc tuturor celor care ia Sfânta Aghiazmă Mare până duminică inclusiv, dimineața pe nemâncate, să creadă cu toată ființa, cu toată inima și cu tot sufletul, că chiar îi ajută, chiar ne ajută pe fiecare dintre noi când luăm Sfânta Aghiazmă Mare întâi și apoi Sfânta Natură. Deci chiar și ați mai avut un articol care poate părea amuzant la o primă vedere, dar iată că și în 2024 încă ne întrebăm același lucru. Se spune din tradiție că după bobotează vreme de 9 zile nu spălăm nimic. Nu prea ai cum să faci asta și ați spus și dumneavoastră. Nu avem cum să facem asta, ar însemna să stăm nespălați. Și atunci zic eu de la mine, deci nu am primit mesaj de sus, ci pur și simplu e o chestie de înțelepciunea fiecăruia dintre noi. Atâta timp cât noi folosim apa la baie, deci la WC, facem baie, mergem, ne spălăm absolut pe tot corpul. Mergem la animale, spălăm pe jos, spălăm în casă. Deci apa aceea este mai murdară decât apa pe care noi am folosit să folosim să ne spălăm hainele. Deci e mult. Da, da, da. Și tot în apele care s-au sfințit merge. Deci, pur și simplu, în niciun calendar, în nicio carte bisericească, nu scrie că noi nu avem voie
să spălăm 9 zile de la botează. Deci nu scrie absolut pe nicăieri. Ci oamenii... E tradiție, nu? E tradiție. Au inventat acest lucru și au mers din generație în generație că nu avem voie să spălăm 9 zile. Știi cum? A trebuit să stăm timp de 9 zile, să stăm ca la vitrină, nespălați, nemâncați, să nu dăm nici la animale, să stăm pur și simplu ca niște bibelouri și pentru că nu avem voie să murdărim apele. Ori asta nu înseamnă, nu trebuie. Pentru că noi nu murdărim apele, pentru că noi luăm acea sfântă aghiazmă mare în această perioadă și nu murdărim apele, pentru că apele oricum nu le murdărim pe cele care le bem, pe cea care o consumăm, nu avem cum să murdărim, dar celelalte ape trebuie, pentru că trebuie să ne spălăm, trebuie să, să ajutăm și animalele, trebuie, dar avem cum, înseamnă să nu ne mai spălăm deloc. Și am scris acolo că numai acele persoane care nu le place munca, celor care le place să le nevească, nu vor să spele timp de 9 zile, pentru că mai au așa o perioadă de nostalgie după sărbători. Și chiar îmi scria cineva într-un comentariu referitor la acest articol și l-am publicat, îmi scria că, na, zice, eu conform ce mi-a spus părintele duhovnic, așa, eu nu am să spăl timp de 40 de zile. Wow! 40 de zile, da. Și n-am mai comentat. Am publicat acest comentariu și doar așa am și ceilalți. Cum e cu tradiția? Unul nu spală 9 zile, altul nu ține deloc, altul nu spală 40 de zile. Nu, dragilor. Sau altul spală chiar în zi de sărbătoare. Nu avem voie, exact. Nu avem voie să spălăm în zile de sărbătoare cu cruce roșie, chiar dacă spală mașina de spălat. Da, da, da. Zilele cu cruce roșie notate în calendar, acelea trebuie cu adevărat să le ținem. Spălăm un vas, încălzim o mâncare, corect, dăm mâncare la animale, dar nu ne apucăm să coasem cu acul, să spălăm la mașină, să facem arăm în grădină, să prășim, nu. Astea, într-adevăr, este păcat. Mm-hmm. Când eram copil, Roxana, referitor la ce avem voie, deci, ca să concluzionăm cu apa, da, dragilor, ne spălăm, spălați și hainele, că sunt mai curate decât apa pe care o folosim noi la cada, de la baie sau la animăluțe. Referitor la când avem voie să mâncem, eram copil, eram în clasa a șasea, a șaptea, nu știu, cam așa. Și atunci vedeam lucruri și auzeam, dar încă nu le luam ca fiind de la Dumnezeu. Ziceam că sunt întâmplările mele, ziceam că sunt întâmplări. Și într-o duminică nu aveam un nasture și nu mă duceam la biserică, vreau să zic, în fiecare duminică, ci pur și simplu așa era la țară, ieșeam la poartă cu semințe, cu o turtă în mână și ne jucam, eram copii. Și am luat acu și mi-am cusut la o haină un nasture. M-am cusut un nasture la o haină. La o bluză, la ceva. Când n-am nu erau așa de multe haine, noi fiind nouă copii la părinte. Corect. Acu și duminica fiind, am cusut acel nasture la bluza respectivă. Și a trecut timpul, mi-am cusut nasturile. La un moment dat, tot atunci, n-a trecut prea mult timp, zice, auzeam în glas să nu mai coși în zi de sărbătoare. Și mă uitam în jurul meu, nu știam cine îmi vorbește, cum adică să nu mai coși în zi de sărbătoare. Am tăcut din gură. Și da, ai cusut duminica, ai cusut un nasture gri. Când am auzit că i-a spus și culoarea, atunci am început să realizez, dom'le, se întâmplă ceva cu mine. De ce? Cine m-a auzit și cine m-a văzut? Da, da, da. Era Dumnezeu de sus acolo. Și totuși nu m-am învățat minte, nu am scris, nu scriam ceea ce vedeam și ceea ce auzeam. Și doar era un fel de exercițiu. Trebuia să mă obișnuiesc cu aceste glase. Sigur, dând timpul în urmă, un copil nu realizează exact ce îi se întâmplă și mai ales un lucru atât de atipic, nu? A apărut Mântuitorul, deci abia mai încoace a apărut Mântuitorul prin 1995 și mi-a spus că să scrii tot ce vezi și tot ce ai să auzi. Abia atunci, de atunci am început să scriu. Din 97, de fapt, am început să scriu, de când a murit mama în accident, Dumnezeu să iert. Deci până atunci nu scriam ceea ce vedeam. Le luam drept întâmplări. Mă uitam aici pe blogul dumneavoastră. Ați ajuns tocmai în Africa de Sud. Ce mesaj ați primit de acolo? Da, putem spune că am ajuns cu
gândul. Da, deci era vorba de, dar am greșit data, am scris 23, în 24, acum s-a întâmplat, în 2024, am să corectez. Deci, 5 ianuarie, nu? Da, da, 5 ianuarie 2024, am să corectez anul. Deci auzeam un glas, Roxana, care spunea că urmează Africa de Sud. Africa de Sud este colonizată. Ce înseamnă, de fapt, acest cuvânt colonizat? Înseamnă că vom auzi de Africa de Sud în care vor fi duse cu forța sau de bunăvoie, cât mai mult de bunăvoie, alte popoare, știu eu, în care vorbesc altă limbă, vor fi duși acolo pe pământ african. Asta înseamnă. Africa de Sud va fi populată cu alți semeni de-ai noștri, de alte naționalități. Și atunci Africa de Sud va fi, într-adevăr, colonizată, pentru că nu va fi numai Africa de Sud, nu vor fi numai negri, ci vor fi și alți semeni de-ai noștri, de altă culoare a pielii și de alte naționalități. Vom auzi foarte mult vorbințe despre Africa de Sud și, bineînțeles, că celor populației de acolo nu le va conveni acest lucru și s-ar putea să existe anumite conflicte în care să sară în ajutor și alte țări și, Doamne ferește, să nu apară de aici altceva, știi? Că atunci când alte țări văd o scânteie într-o țară mai mică, îi sară în ajutor și de aici încep multe, multe conflicte. Când am stabilit emisiunea de astăzi, mi-a spus un lucru care mie mi-a scăpat, e adevărat, fiind toată această perioadă liberă a sărbătorilor. Faptul că ați prevestit, ați avut un mesaj referitor la cutremurul din Japonia. Povestiți-mi puțin cum a fost. Este tot anul ăsta, l-am scris, nu mai știu, Roxana. Am vorbit atunci, da, era vorba de cutremurul, nu, este că în 2023, în decembrie. Așa. Atunci. Da, am găsit. Nu era vorba, nu am spus despre Japonia, pentru că n-am știut de Japonia. Era în 31 decembrie, în ora 020. Nu dormeam, pentru că era 31 decembrie, era după anul nou, intrasem deja în 2020. Da, am greșit eu iarăși aici, trebuia să pun 1 ianuarie 2024, pentru că e ora 020, nu-i 31 decembrie, am să rectific, mulțumesc că mi-ai amintit. Da, era vorba despre, deja intrasem în 1 ianuarie 2024, auzeam un glas, Roxana, care spunea că și cutremurul sunt. Și un alt glas îi spune că da, pleacă acum spre Sfânta Treime, și că plec spre Sfânta Treime. Deci trebuia să aibă loc așa am înțeles că pentru ianuarie nu a avut loc cutremurul în Japonia, unde au murit atâția oameni. Deci trebuia să fie la noi cred că la noi era programat să fie un cutremur mare. Așa se întâmplă adeseori când la noi urmează să fie un cutremur mare, Dumnezeu ne apără și prin diferite metode. Și iată că un glas îi spune că trebuia să vină un cutremur și alții spune că da, duc cutremurul la Sfânta Treime. Și uite că Sfânta Treime așa a voit, pentru că toate se întâmplă cu voia lui Dumnezeu, ca acest cutremur să aibă loc în Japonia. Și la noi, pentru ianuarie, a fost un cutremur, dar a fost chiar două de magnitudini foarte mici și nu ne-a afectat deloc. Nu e prima oară, Roxana, un cutremur care ar trebui să aibă loc în țara noastră, are loc doar la dimensiuni mici, iar așa cum este ca o chestie în care clasul nu pricep eu a tâlpui ceea ce s-a întâmplat, că a zis cutremurul la Sfânta Treime și uite că Sfânta Treime a hotărât ca acest cutremur să nu fie la noi, ci să fie în Japonia. Am văzut adeseori când înainte de un cutremur la noi în țară, cu doar câteva ore sau o zi înainte, iarăși ajungem la aceste ființe extraterestre despre care mulți dintre semenii noștri nu le
nu le au la inimă, dar nu contează. Deci vedeam câteva ore înainte sau cu o zi înainte cum aceste ființe de 1,20 m gri, pur și simplu coborau între cele două fale de pământ în inima pământului. Pur și simplu vedeam foc în inima pământului. Exact ca la vulcan. Știi, când este acea lavă pe care vulcanul o aruncă, așa este în inima pământului atunci când se produce un cutremur. Și vedeam cum pământul era secționat în două bucăți. Într-o parte nu era, să spunem, acea lavă roșie, acel foc, dar într-o singură parte. Și între cele două părți s-au băgat acolo doi extraterestri, două ființe atât de micuțe, așa, care țineau pur și simplu cu umerii lor distanța dintre cele două bucăți de pământ, și ca nu cumva acelea să se ciocnească și să producă un cutremur mare. Nu peste câte... Și vedeam, Roxana, cum pur și simplu pe frunțile lor, acelor doi extraterestri, curgeau sudorile așa cum ne curg nouă când facem ceva greu. Așa erau și ei, curgeau șiruri pe față. Și țineau cu umerii lor ca pământul să nu se cutremure, să nu se atingă acele două fale mari de pământ, una de alta, ca să nu se producă un cutremur mare. Iată că și acum, Roxana, așa cum am spus întotdeauna, România este și va fi ocrotită de dezastre și nu o spun de la mine, ci o spun de la Duhul Sfânt. Și un exemplu doveditor este chiar acest cutremur care s-a produs în Japonia și care s-a dus cineva un glas și a spus că uite, trebuie să apară un cutremur, să producă un cutremur, și altcineva a spus cutremurul la Sfânta Treime și Sfânta Treime știe ce are de făcut. Și s-a întâmplat nenorocirea peste doar câteva ore. Aș vrea să, Roxana, dacă îmi dai voie, să-i asigur că românii noștri, oriunde ar fi și în țara noastră, că în România nu vor fi dezastre de genul că mai aud și eu pe la știri, mai sunt și persoane care apar și spun că, vai, anul 2024 va fi un an cu cutremure mari, un an în care se vor întâmpla lucruri groaznice. Nu, nu va fi așa. Și anul 2024 va fi un an bun, un an cu alegeri, un an al dreptății, aș putea să spun. Un an se va produce, dragilor, niciun cutremur devastator. Că vor mai fi inundații? Vor mai fi, pentru că s-a tăiat pădurile, s-au tăiat pădurile în neștire și atunci e normal ca apele de pe munt să vină șuvoaie și să producă pagube. Dar nu vom avea niciun cutremur devastator în România. Da, asta e foarte bine de știut și de pentru ca oamenii să se liniștească, pentru că de multe ori vedem, dacă ne uităm și la știri, la televizor, numai panică este semănată. Așa este, Roxana, și exact cum spuneam cu iarna, că meteorologii spuneau și normal, așa sunt aparatele, arătau că nu vom avea iarnă. Uite, eu scriam încă din noiembrie că ne vom sătura de zăpadă și vom avea iarnă și uite că avem iarnă. Iar despre cutremure, de mulți ani Dumnezeu și Maica Domnului mi-au arătat că, și mi-au grăit că România este ocolită și citez acum ocolită de cutremure devastatoare și de toate dezastrele naturale. Ocrotită și ocolită, așa erau cuvintele. Indiferent mai aveți... că auzi oamenii noștri la știri, să nu creadă, pentru că nu va fi așa. Mai aveți un articol care mi-a atras atenția și ați spus în felul următor: voi vorbi odată pentru totdeauna, am fost și suntem martori la întâmplări viitoare. Cred că e tot. Ce reprezintă? Pe data de 3 ianuarie ați scris. Deci în 2024. Exact, anul acesta, da. E un articol mai vechi, dar întotdeauna mie îmi place tare, tare mult să-l actualizez. Din ce cauză? Ia să-l văd, să-l găsesc. Era vorba de Mântuitorul, pe cât așa este titlul. 3 ianuarie. Da, da, da. Așa. E un articol pe care eu îl iubesc tare, tare mult. Și
Îl aduc mereu, îl actualizez, Roxana. Nu-l găsesc acum. A, nu-l găsesc, eram în 2023 și de asta. Da, e acolo era vorba despre Mântuitorul, Roxana. Deci, Mântuitorul vrea ca să ne spună că ceea ce eu scriu și nu numai despre mine, ceea ce spun și alții oameni care sunt aleși, care sunt aleși și încearcă totuși să spună despre ceea ce urmează a fi, să spună cuvântul lui Dumnezeu. Chiar nu-l găsesc, Roxana, m-ai ajutat tare mult. 3 ianuarie. Vi-l pot trimite. Haideți că vi-l trimit eu. Și între timp îi îndemn și pe cei care ne urmăresc să ne lase mesaje. Am văzut că deja sunt câteva. Este foarte important. Sper că n-am ieșit. V-am trimis acum. Da, mulțumesc. Uite, acum am să-l și caut. Acum mă uit. Vă adresați tuturor creștinilor aici. Da. Uite, acum îl caut. Mulțumesc. Dumnezeu, Mântuitorul, este foarte aproape ca să vină pe pământ. Și vreau să-i asigur pe toți cei care ne urmăresc că ne-am născut într-un secol al 21-lea, cum este, într-un secol divin. Ne-am născut într acest secol și vom avea bucuria așa cum cei care au avut bucuria ca acum 2000 de ani să se bucure de nașterea Mântuitorului Hristos. Noi ne vom putea bucura și eu și tu și alții care nu știu de venirea Mântuitorului Hristos în România noastră. Da, mulți îmi scriu și că da, ce, România e buricul pământului și începe să îmi scrie tot felul de exemple negative. Da, și atunci erau oameni care nu ascultau, să luăm potopul, noi, nu? Nici atunci oameni nu au ascultat și au murit înainte de Hristos. Da, referitor la articol, este un articol tot de anul 2023 și spunea, deci era într-o după amiază, Roxana, și scriam pe blog și auzeam un glas creștin: azi voi găsi un termen lung, voi vorbi odată pentru totdeauna. Și un alt glas zice: martir, că da, este nevoie și de martir. Fără aceasta, fără martir nu se poate. Vreau să spun că toți sfinții, Roxana, care au adus și au lăsat scris cuvântul lui Dumnezeu, toți au fost martirizați, toți au murit în chinuri groase. Niciunul, vreau să spun că nu a murit de moarte bună, de bătrânețe. Toți au fost chinuiți pentru că așa erau vremurile atunci și pentru că propovădeau cuvântul Domnului, acești oameni, acești profeți, acești sfinți erau urâți de ceilalți care credeau în zei și în alte religii. Își spunea că am fost și suntem martori la întâmplări viitoare. Aici vorbea despre botez, fiul este scăldat în toate timpurile, este vorba de Mântuitorul. Da. Deci, acum fiindcă mi-am amintit, da, vreau să spun că, uite, ca și acum, nu toți oamenii cred în ceea ce eu scriu și spun de atâția ani. Eu nu am nevoie să scriu, să creez o anumită faină sau să câștig bani din aceasta, Doamne Ferește, nu. Și pur și simplu, din poruncă dumnezeiască, scriu ca toți cei care, măcar unul dintr-un milion de cititori, să spun așa, să se întoarcă la credință. Și asta spunea Mântuitorul, pentru că noi suntem martori la întâmplări viitoare. Acestea pe care eu le scriu se întâmplă în viitor. Și chiar și atunci când se întâmplă, cei care le văd pur și simplu nu cred în ele. Cred că au fost venite de sus, că au fost prorocite de sus. Da. Și pur și simplu privesc cu ură sau cu defăimare pe acea persoană care a scris că se va întâmpla ceva și s-a întâmplat întocmai. Ori eu scriu aceasta pentru ca lumea să devină mai bună, să devină mai credincioasă. Să nu mai fie atâta ură și atâta panică. Cred că ai observat în ultima vreme că încerc să nu creez în niciun fel panică. Asta nu înseamnă că ascund adevărul. Nu, nu ascund adevărul. Când scriu adevărul așa imaculat cum îl aud și cum mi se arată.
Într-o seară, Roxana, madama, așezasem în pat și stăteam cu fleapele închis. Acum, nu aseară, la altă seară. Am închis ochii, știi că eu toate câte le văd, le văd cu fleapele închise. Nu știu. Așa a vrut Dumnezeu să-mi dea o putere ca să văd cele nevăzute cu ochii firești, să-i văd cu ochii firești închiși, cu fleapele închise. Și vedeam cum pur și simplu cerul s-a deschis, e atât de frumos când îmi doresc să... Când îmi este dor pur și simplu de Dumnezeu și de Maica Domnului, de Cerul Sfânt, nu trebuie decât să închid fleapele și să mă gândesc. Și atunci vedeam, dar nu mă gândeam la nimic, și vedeam cum cerul s-a deschis și vedeam cine acea de taină, exact așa cum s-a întâmplat cu Iisus și cu apostoli. Vedeam pe Maica Domnului în grădina Raiului. Vedeam răstignirea în același timp. Vedeam pe Maica Domnului cu pruncul în nesle și în același timp în stânga ei cu Mântuitorul răstignit pe cruce. Deci Mântuitorul era și răstignit și era și nesle. Le vedeam aievea, deci nu le vedeam ca niște poze. Și era minunat. De asta îi îndemn pe cei care urmăresc Bezei Live, care urmăresc blogul meu. Ieri aș vrea să spun că au fost și le mulțumesc tuturor aproape 32.000 de vizualizări de blogul meu. Să creadă în ceea ce eu scriu, să creadă în cartea pe care sunt adică, în Biblia de la Sfânt. Să creadă în ele că este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Mai vreau să vorbim despre un lucru pe care l-ați scris și care s-a întâmplat probabil pe 2 ianuarie. Și ați spus așa, un extraterestru și o trezire frumoasă. Da, este adevărat, așa am scris, un extraterestru și o trezire frumoasă. Am găsit-o, iar vorbim de extraterestru. Da, Roxana, era dimineața la ora 7, pe 2 ianuarie, da. Mă trezisem și mai stăteam în pat, mai leneveam un pic și aud un glas care spune, zice, doamna mea, iar te cuvântă și ar vrea să te trezesc și să-ți spun că te iubesc. În acel moment, Roxana, văd un extraterestru, un extraterestru cu ochii închiși fiind, vedeam un extraterestru gri alb, un extraterestru viu care era în fața mea și era trimis de doamna lui, adică de Maica Domnului, pentru că extraterestrii sunt mult mai credincioși decât noi pământenii. Și când spun aceasta, Roxana, uite, chiar acum în fața mea s-a perindat două steluțe aurii de la stânga la dreapta, deci în momentul în care noi vorbeam de extraterestri și de Maica Domnului. Știi cum sunt acele bețișoare care le dăm noi artificii când le dădem foc să ardă, știi? Nu, că erau două steluțe aurii, s-a perindat de la stânga la dreapta prin fața mea, semn că Duhul Sfânt și Maica Domnului e cu noi. Da, era acea ființă trimisă de Maica Domnului ca să mă trezească și îmi spunea tare frumos, doamna mea, iar pe cuvântă, adică vorbea Maica Domnului acolo sus în cerul despre mine. Și ar vrea să te trezești și să-ți spun că te iubesc. Ce trezire mai frumoasă puteam să am, Roxana, decât aceasta. Auzeam în Cerul Sfânt cum toți îngerii colindau și vreau să spun că tot ce colindau acolo îngerii și Sfințele Dumnezeu sunt exact colindele pe care și noi le avem, doar că sunt versurile puțin schimbate. Anumite versuri, anumite cuvinte nu sunt așa cum le avem noi. Aici depinde și de cei care au scris versurile pentru colindele noastre. Da, așa este. Un extraterestru m-a trezit pe 2 ianuarie, trimis de Maica Domnului și a spus că el să-mi spună că mă iubește. Și eu iubesc. Adeseori le-a spus la aceste ființe extraterestre că iubesc cu sufletul, așa cum îi iubește și Hristos și Maica Domnului și că sunt frații noștri într-un Hristos și eu iubesc foarte mult. Pentru că ne-a ajutat și ne ajută în orice moment greu al vieții noastre. În special sunt ca un scut, ca o pavăză pentru România. Ei au în grija lor ca țara sfântă, România noastră, să nu pățească absolut nimic rău. Mă uit pe pagina de Facebook, avem peste 20 de mesaje aici și mai multe se repetă și lumea vrea să știe ce ne așteaptă anul acesta. Avem alegeri, nu?
Noiembrie. Și dacă mi-aduc eu bine aminte, în mod normal, președintele țării nu ar mai trebui să apuce acele alegeri. Așa ar trebui să fie suspendat. Până la conducere, bineînțeles, mă refer. Da. Până să fie, să termine mandatul, domnul președinte Iohannis ar trebui să fie suspendat. Și m-a sunat cineva de foarte mare încredere, un verișor de-al soțului meu, așa, și m-a sunat și zice, Maria, zice, o te-ți dau o veste bună. Zic, ce se întâmplă? Știi că tu ai scris că președintele va fi suspendat. Zic, da, știu, zic, dar mai e puțin. Zice, e, ceea ce ai scris tu, zice, 100% se va întâmpla. Zic, dar tu de unde știi? Zice, poți să spun 100% că așa voi fi, zice, am și eu sporile mele. Deci așteptăm pe domnul președinte să mai odihnească câteva zile, să fie suspendat. Deci vă dați seama ce va fi atunci, după ce ați spus dumneavoastră, că mi-amintesc foarte bine lucrul acesta, mai bine de un an în urmă ați început să vorbiți despre acest subiect, mai mult? Din primul mandat am spus, da, de atunci. Am spus că în primul mandat va fi suspendat. Uite că au fost alegerile și a fost și în al doilea mandat, domnul președinte Iohannis, și dar uite că urmează o suspendare. Atunci dacă se va întâmpla în tocmai, cum vă așteptați să reacționeze lumea vis-a-vis de ce ați spus dumneavoastră? Cred că nu vor scrie nimic, ca niciodată. Ca întotdeauna, de fapt. Aha. Atunci când se întâmplă câte ceva, când scriu și se adeverește, știi cum? Nu se aude, nu se vorbește nimic. Așa. A, știi cine va scrie? Va scrie presa. Presa a scris, televiziunile vor scrie, dar cei care urmăresc pe blog, cu siguranță, se vor da la fund și nu vor scrie nimic să adeverește. Dar așa va fi, hai să vezi. Dar ați avut vreodată mesaje de genul, uitați, nu credeam nimic din ce spuneați, dar ați reușit să mă convingeți că, într-adevăr, nu vorbiți așa în neant? Da, am avut. Sunt persoane care, cu adevărat, îmi scriu că le-am schimbat viața, dar le spun că nu eu le-am schimbat viața, ci că v-a dat dumneavoastră, pentru că, prin tot ceea ce a scris, zice, eu pur și simplu m-am întors la credință. Și spun, sunt câteva, pot să număr pe degete, dar îmi scriu că cred cu toată ființa lor în tot ce eu scriu și cred că așa va fi și știe că se adeveresc și știu că nu mint. Deci, pentru că nu am niciun interes, nu am nevoie de faimă, nu am nevoie de laudă. Cum ne folosesc în lumea asta, toată asta? Da, sunt și persoane care eu lucrul asta. Cel mai mult sunt persoane care... Îmi scriu că s-au întors la credință și pentru mine asta e cea mai mare bucurie. Deci când reușesc să aduc pe cineva la Mântuitorul Hristos și la Maica Domnului, nu există bucurie mai mare. Bucurie se face și în cer și bucuroasă sunt și eu. Frumos. Ajungem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc mult pentru discuția de azi. Cum? Atât de puțin. Mai vreți să mai spuneți ceva? Haideți că mai prelungim. Glumesc, Roxana. Mulțumesc și celor care ne-au urmărit. Nu, am glumit. Zic că a trecut foarte repede. Așa este. Vă mulțumesc și eu pentru discuția de azi și pentru că ne-ați împărtășit atât de multe lucruri. Abia aștept să stăm de vorbă din nou și pentru a trasa așa o concluzie. La ce să, ce, cu ce ar trebui să rămână oamenii, practic? Să rămână oamenii, dacă să adresăm o concluzie, să fie optimiști, să creadă că vom avea un an 2024, chiar dacă este un an al alegerilor, un an în care dreptate va fi și de partea poporului român, și să nu creadă în zvonurile dezastrelor pe 2024 în România, că nu vor fi. Mulțumesc mult încă o dată! Vă mulțumesc mult și vă iubesc! Doamna Maria Gheorghiu a fost alături de noi la acest moment. Vă invit să dați un like și un share pentru ca discuția să ajungă la cât mai multă lume și să știți că rămâne înregistrarea aici. Dacă nu ați reușit să o urmăriți pe parcursul live-ului, rămâne pe Facebook, rămâne și pe YouTube, așadar o puteți accesa ori de câte ori doriți. Cum de asemenea toate emisiunile pe care le-am avut și le-am realizat de-a lungul timpului sunt pe YouTube și pe pagina de Facebook. Să rămâneți în continuare și alături de Valentin Huțanu, imediat de la ora 14 și de Georgiana Adam de la ora 16, iar noi ne vom revedea mâine. O zi frumoasă!